constituită și își poate desfășura până eu. La ședință participă un număr de 15 consilieri dintr-un total de 5. Președintele de ședință este ales la ședința anterioară și este președintele ședinței este doamna Manole Vasilica. O să vă pun întrebarea, o să, dacă aveți de adăugat la procesul verbal la ședința anterioară. Eu și eu la procesul verbal, da? Nu știu. Domnul secretar, și eu la procesul verbal. Domnul domnului. Da. În eventul de proiectul care l-am făcut în ședința anterioară, vreau să arăt domnului primar din fostul primar interimar din 2006 și 2010, i-am mai făcut niște proiecte de hotărâre prin care se poate vedea, prin care dumneavoastră l-a respins. Nici măcar până la urmă l-a interesat din soarta acestei comuni de astăzi. Spunând că va rezolva el, când va veni el, nu știu când va veni el, că a venit tot el, dar n-a făcut nimic. Deci în 11-a 2017 are un proiect care e respins. Pentru rezolvarea problemei în comun încă de atunci, i-am făcut în calitate de consilier, eu și mai mult, consilier, 5. Mai avem iar din nou un proiect, în 9-a 3-a 2018, în care îi solicit și sugere, îi propun, de fapt, să facă puțul de mare adâncime. În care să rezolve problema apei. Deci, situația apei, problema apei de mână, se știe de foarte mult timp că avem probleme. Mai ales acum ce s-a întâmplat la noi în comună, neavând pompe, este o rușine și o bătaie de joc. Și mai ales avem o problemă când consilierul primar, domnul Marius Boboc, spune că nu mai răspunde primarul și viceprimarul problema apei, ci doar el. Doar el. Așa ceva nu mai auzit, că nu m-am știut, la fel de ce acum ați venit. Da, am atât gata, nu am văzut. Da, pot și eu să le legat de procesul verbal de la ședința dată de data trecută, s-a considerat acolo faptul că domnul primar m-a tot întrebat pe domnul Marate de Gândul de ce am renunțat la captare numărul 2 din Coloneasa și așa mai departe. Am aici dispoziția de șantier de 0.5 la paga 2011, prin care comisia s-a întâlnit la fața locului cu proiectant Ioan Sava, proiectant de specialitate Emil Montaș, diriginte de șantier, care, printre altele, spune motivele și tot ce s-a întâmplat cu renunțarea aceea. Nu a fost neapărat voința noastră, echipa de specialiști, așa cum am spus eu atunci, proiectant, constructor, dirigintele de șantier. Dacă puteți observa, primarul la vremea aceea nici l-a semnat această dispoziție șantier, pentru că a semnat oamenii de specialitate. Nu mă pricepeam la din care fac. Deci nu eu am fost cel care am dorit neapărat renunțarea la acea armată. Spune clar să renunțe la cantitățile de lucrări din acea zonă, iar cu banii rezultate se extinde captarea CC2 cu 70 de milioane de lei în vederea măririi dreptului de apă al captării CC2. Fapt ce a dus la rezolvarea problemei, crescând volumul de apă cu apa existentă de la captare numărul 1. Deci nu este voința mea, dorința mea și așa mai departe. Mai am tot lucru pe care ar trebui să-l știe domnul primar. Am aici o parte din memoria justificativă al acestui proiect, în care spune exact tot ceea ce sau tot ceea ce s-a construit la proiectul de alimentare cu apă. Vreau doar să vă readuc aminte, am și subliniat aici undeva, că sistemul de alimentare cu apă în tot asamblului, încă o dată repet, am mai spus asta, dar spun și pentru noi, consilier, să știe, sistemul era prevăzut cu 58 de cișmele stradale și cu 300 de jdeamuri pentru animale. Nu se vorbește nicăieri în acest proiect despre branșamente la populație. Prin dispoziție de șantier, am luat decizia la vremea respectivă, datorită faptului că aveam proiect de modernizare a drumurilor comunale, să introducem alimentare cu apă în fiecare gospodărie. Făcând lucrul acesta, cu siguranță s-a mărit consumul de apă, de volumul de apă necesar. Prin urmare, am ajuns în situația în care suntem astăzi. Vreau să vă spun, încă o dată, tot că luat din acest proiect, necesară de apă la nivelul anului 2006 era 485,95 metri cubi pe zi în comuna Livesc, conform normativului
pe 66 pe 2001, adică 50 de litri pe om pe zi. Lucru care la vremea respectivă, din măsurătorile făcute, corespundea. Proiectul s-a făcut o evaluare până în anul 2016. Trebuie să ținem cont că proiectul s-a terminat în 2014. Deci deja, după 2016, noi trebuia să facem din nou investiții, să modernizăm, să căutăm resurse de apă pentru a crește consumul de apă. Deja, la nivelul anului 2016, consumul de apă crescuse la 709 metri cubi, 22 metri cubi pe zi. Deci s-a luat în calcul o creștere. După 2016 nu ne mai apare măsurător, trebuia noi să venim cu alte soluții pentru îmbunătățirea sistemului de apă. Și mai am încă un document aici, aș putea să vi-l dau, dar din motive de securitate, aș spune eu, pentru protecția datelor, nu pot să fac lucrul acesta. În 2016 am avut o sesizare, adică un dosar penal care a cercetat la dorința unora modul în care s-a desfășurat activitățile și cum s-a plătit bani la alimentarea cu apă la serviciu și spune procurorul, spune aici, plasarea cauzei privind pe Crăciun pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, fals material în scrisul oficial și așa mai departe, legate de alimentarea cu apă. Tot aici vă mai spun, în cauza s-a dispus efectuarea unor expertize tehnice care să lămurească aspectele sesizate în plângere. Astfel, dacă au fost respectate de către consultor toate etapele proiectului și dacă s-au realizat toate etapele proiectului inițial, dacă acest proiect a suferit modificări și care a fost rațiunea tehnică, precum și dacă aceste modificări sunt acomodate în dispoziții legale. Dacă branșarea locuințelor la sistemul de alimentare respectă normele tehnice și dacă această operațiune afectează recepția finală. Dacă amplasamentul de zonă captură influențează calitatea apei și dacă recepția finală s-a efectuat în formă normativă. Deci, spune clar, raportul de expertiză concluzionează următoarea. S-a respectat toate prevederile proiectului tehnic 72/2006 de la încheierea proiectului, procedurii de ofertare, semnarea contractului și altele adiționale, precum și executarea până la terminarea lucrărilor care s-a făcut în data de 11/3/2013. Deci, din acest moment, aș avea rugăminte la dumneavoastră, la toți cei care ați adus acuzații către persoana mea, din acest moment, voi răspunde numai pe cale legală sau îmi prezint dreptul de a apăra în instanță pentru atacul la persoană. Și cu asta am încheiat. Domnul Ioan, dacă vreți să vreți face o comunicare la acest domnul... Da, dragi părinte. N-aș putea să mă fiu de acord cu ce spune domnul Grăciunciol. Dar vreau să vă spun așa, că ordonanța numărul 7 ne-a favorizat, ne-a ajutat într-un fel și am primit o sumă de bani, 1 milion de euro pentru alimentare cu apă. Nu se putea da drumul la acest proiect sau la așa, dacă nu aveam aprobări, dacă nu erau de acord 180 de gospodării, cărora s-a luat acceptul de a fi de acord ca, ca în Comuna Livens să avem alimentare cu apă. Deci, în baza celor 180 de gospodării din Comuna Livens, s-a aprobat finanțarea pe ordonanța 7, ca să ne înțelegem. Bun, mai departe. Când s-a făcut studiile privind la alimentarea cu apă, s-a luat în calcul populația comunii Livens și animalele din Comuna Livens. Noi nu putem să venim cu aberația acum în Consiliul Local să spunem că ne-a dat guvernul 1 milion de euro ca să dăm aprobare. Nu e adevărat. Deci s-a luat în calcul toată populația din Comuna Livens, inclusiv animalele, să știți. Eu nu contest ce spune domnul Johnny. Dacă constructorul a hotărât să renunțe la o captare de apă, n-au decât să dea socoteală. S-a dovedit într-adevăr, până la urmă, că renunțând la acea captare, comuna nu are apă. Să vină constructorul să repare, dacă e vorba de așa, că totuși au primit și de bani. Păi pe noi cu cine ajută că a făcut extindere de apă? Dacă noi avem apă, nu la cei care au fost acceptați în prima fază sau care au cerut alimentare cu apă. Deci aș vrea, nu vă înțelegeți pe nimeni, dar eu cred că asta este adevărul. Da. Și o să întreb, haideți să ne confruntăm și am urmărit cu atenția acel document, da? Consultă, dirigintele de șantier, toată partea tehnică, da? Au luat o decizie, iar în partea dreaptă, în da, este beneficiar, da? Haideți, domnule, să vă dumneavoastră erați ultimul care ați fost de acord cu limitarea puțurilor care trebuiau făcute la momentul ăla. Dumneavoastră să nu spuneți nouă când l-ați semnat un document. Nu l-ați semnat. E grav că nu l-ați semnat. Dar dumneavoastră
Dumneavoastră erați beneficiarul domnului. Deci primăria Rivest era beneficiarul. Deci eu nu v-ați dat acea acuzie. Aduc acuzații primarului. Treceți peste hotărârile judecătorii. De așa cum ați făcut și cu primarul care ai, și cu micile primarul care ai găsit la trezață și cu mulți alții. Văd că treceți peste hotărârile judecătorii. Cu contrarul și așa mai departe. Nu așa se face. Nu vorbim noi povești deasupra hotărârilor instanțe sau celor care le controlat. Nu așa se din acest moment, din acest moment, de discutați tot ce spun, spuneți împotriva dumneavoastră. Doi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei de Județul Bacău pentru o perioadă de 3 luni, august, septembrie, octombrie 2022. Inițiale primar și aveți în fața tuturor comisiilor de specialitate. Așa. Proiect de hotărâre privind de ăsta. A, pentru că nu le dosesc asta, nu le dosesc. Da. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei de Vest la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de eliminat public cu investiția în modernizarea sistemului de eliminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de eliminat public în Comuna de Vest Bacău. Și am înțeles că există pe partea dumneavoastră pentru punctul 4 diverse. Da. Cine este pentru cele 4 puncte pe ordine de zi? Este cineva împotrivă? Deci ordine de zi 4 puncte.
trecem la primul punct pe ordine de zi. Aprobarea atribuirii denumirii și delimitării arterelor de circulație astăzi. Comisia de specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. La 3, da? Favorabil. Devenim instanțe, dacă să vă rog să vă scrieți acum, când dorește să vă... Domnul Mocoie, lumeamă, las votul la cei puncte pe ordine de zi. La cei trei puncte, da? Da. Vă zic, mulțumim, înțeleg, Henry. Da. Mulțumim. Eu le-am spus că le-ai plăcea până sau până de sau plăcea la ușă. Da. Cine dorește să scrie? Domnul Costetan. Nu prezintă nimeni nimic în prima fază sau facem comentarii fără să prezentați? Dacă să ne prezintă, uite proiectul aici. Da, bun. Cu privire la proiectul referitor la delimitarea și aprobarea atribuirii de denumiri pe străzi, vreau să vă spun doar câteva cuvinte. Soția mea s-a ocupat în special de acest proiect. Un volum de muncă foarte mare, vă spun că a lucrat noapte întregi în privința asta. Aș vrea să fiu un pic de critică și să spun că cred că ar fi trebuit să se fie implicat mai multe persoane din primărie la acest proiect, dar nu mai contează. Vreau să vă spun că toate denumirile de străzi sunt moderne și plăcute. O facem și pentru viitor, nu mai pentru trecut. Așa. Poate sunt unele nemulțumiri aici pe acolo, dar în general străzile eu din punctul meu de vedere, pentru că am urmărit nomenclatorul. Mie îmi place cum arată nomenclatorul. Au mai fost niște probleme care au îngreunat această lucrare, însă asta n-a ținut neapărat de personalul de specialitate al primăriei. Vreau să vă spun că suntem petrecut în comunii care nu avem nomenclatorul stradar. Și cred că, așa, vreau să vă mai spun totuși că până ajunge la ziua de astăzi să aprobăm încă o dată acest nomenclator, el a mai fost aprobat, probabil în Consiliul Local, până a merge la prefectură. Prefectura mi-a dat aviz, după care acum, din momentul ăsta, el va merge cu acordul Consiliului Local, va merge la Ministerul Dezvoltării. Eu zic să trecem peste mărunțișele care apar în acest proiect și o să încercăm să-i dăm drumul că timpul ne presează și e păcat să nu profităm de, sau să nu punem în valoare munca unor oameni care s-au ocupat de acest nomenclator statal. Chiar este unul plăcut, nu-mi place cum arată, din punctul meu de vedere. Da. O să trec să-ți dau un pic. Domnul Gheorghe. Da, vreau să punctez la ceva la acest proiect, dar domnul colegul mi-a schimbat. Ne vedem obligați să apreciem cu toții un proiect care, dacă emană atâta plăcere, poate a fost făcut în dormitură, nu știu. E greu suprânsul, ca să ne rogăm soția la ședința de Consiliul Local. Și de fericire lucrează la primărie. Domnul, da. Eu am spus că trebuie aia nu foarte mult. Nu s-au la nimic, nu contest, cunosc sâmbuința cu care lucrează doamnă, dar nu cred că era momentul să facem laudă pe astea. Ba da, pentru că tu nu primărie, dar unul vreau să-i spun. Cred că pe lângă sfătuiala din dormitor era necesară o discuție sau o consultare și a opiniei publice. Sunt și alți factori în comun asta cu care se putea discuta, plecând de la profesori, directori de școli, preoți, eu știu, eu cred că mai avem și alte personalități, nu numai o persoană care lucrează în primărie și da, nu vreau să poate deranjez pe mult, dar și nu chiar așa de greu cum credeți dumneavoastră, că s-a mai lucrat, doar că s-au schimbat denumirile. Acest nomenclator noi îl aveam. Și aveam monitorul oficial pe care s-a aprobat inventarul în domeniul public. Le aveam trecute, dar aveam cum era la vremea respectivă. Ca
și ulițe, ca și cum crezi dumneavoastră. Am încercat prin 2012 să facem din nou, atunci am schimbat deja, am trecut la străzi, la ulițe. Poate de asta nu știți, noi am obținut și finanțări pe străzi, nu pe ulițe și așa mai departe. Nu, asta este problema, dar acum că totuși când ne lăudăm așa, cred că lauda de sine miroase a mine, știți? Până la urmă, oameni, da, este o muncă, era doar să ne dea posibilitatea să schimbăm, să schimbăm, să propunem și noi, că până la urmă tot prin hotărâre, prin vot se făcea, câteva denumiri care ar fi bine să respectăm și trecutul, că de asta nu mai avem nicio amintire prin comuna asta, pentru că noi ștergem cu buletele orice lucru bun care se întâmplă. Erau niște denumiri care din moși strămoși puteau fi păstrate, care ne reprezentau cumva localitățile și despre asta era vorba, nu? Că s-a muncit, s-a luat bani, se încasează salarii de asta, dar nu știu, oamenii plece acasă, până la urmă, nu te ține nimeni cu forța. Dar trece peste asta, se pare că deja lucrurile sunt bătute. Păi, ca orice lucru pe care răsim, nu prea funcționează democrația la noi. Iar mergem așa, dacă ești timpul comunistul, eu nu mi-aduc aminte să fi votat. Dacă dumneavoastră, domnul secretar, vă-ți aminte că s-a votat o hotărâre în sensul ăsta, mă abțin, dar eu nu mi-aduc aminte. Poate n-am fost eu la ședința respectivă sau n-am fost la TV. Un proiect de hotărâre, doar un aviz al comisiei, am văzut o comisie. Am fost doar o comisie de specialitate. O comisie de specialitate. Asta nu înseamnă că, vedeți, se contrazice domnul coleg, spunând că s-a votat odată. Cum s-a votat? Un proiect de hotărâre înseamnă proiect de hotărâre care poate suporta modificări. Hotărârea este hotărâre. Hotărârea nu poate suporta. Hotărârea ori se anulează, ori se modifică, ori se... Adică, haideți, ca să nu ne vindem cu voi și de noi așa, să părere... Așa este necesar. Și trebuie să discutăm cu comisiile de specialitate. Avizele comisiilor de specialitate se înaintează atât la instituția brevetului, cât și la minister. Ministerul studiază documentația care a fost supusă aprobării Consiliului Local și ne dăm un aviz. Cu el nu puteam să intrăm în Consiliul Local. Dar ce ne forțează să înghețim orice denumire? Nu știu, poate era o denumire care pune treabă pe cineva. Pune convenea, trebuia să schimbăm. Adică nu, trebuia să stăm o consultare publică, o ședință la școală, domnule, până pe strada Matană să chemi strada Speranță sau... Să iete, da. Despre asta nu se completez, ca să nu se înțeleagă la ceva. Nu m-am venit cu domnul Costa, dar nu vreau să nu completez, dar vreau să vă spun completez. Trebuie să am pus un informat Consiliul Local, că acest nomenclator a fost trimis către un ziar de tiraj, nu? A fost perioadă, vă spuneți, domnule, ca să știe lumea, ca să cineva care avea de comentat, trebuie să comenteze, dar e făcut la mine. Nu l-am văzut, domnule, nu înțeleg. A fost afișat la... Că s-a afișat și s-a publicat, este întocmită documentația de toți angajații primăriei. Da, deci este și pe site, și la ziua. Ați observat documentația prezentată de colegii mei. Poate n-ați fost la timpul respectiv în comisie. Dar să vă spun cum stau. Așa a fost procedura. Deci avizul pe care vedeți dumneavoastră este în urma unei documentații care a fost pregătită în Consiliul Local prin Comisia de Specialitate. E posibil să nu fie fost la acea ședință. Comisie. Nu mai am fost la aici data reală. Bun. S-a obținut avizul în urmă unui raport făcut de Consiliul Local. Asta trebuie să știți cum a spus pe mine. Eu sunt la Orșa numărul 2 și soțul meu e la nivelul 137, 138, da, nu știu, la domnul Lucu. Pe vremea când era dansul Rugiu, mi-a trimis în științare la primărie. Stați separat. Păi suntem separat, săraci. Și m-a avut copil minor, nu pot schimba, deci copilul minor fiind la o adresă, nu pot schimba adresa de domiciliu. Și am buletinul cu fiică mea și piciorul cu Orșa. Am înțeles, domnul Costea, deci și cu fratele din Orșa. Domnul Costea, la mine Orșa. Dacă nu am proiect, de bine venit. Da, ceva de pentru cetățeni. Domnul
într-adevăr, eu de o lună de zile, eu m-am avut o picătură de apă. Știu, nu știu de ce e dumneavoastră. Hai să vedem ce e dumneavoastră. Da, bine. Bun, ce facem? Supunem la vot proiectul de hotărâre? O fost vice să nu duci la dumneavoastră? Da. Nu, m-am autorecenzat. Nu, m-am autorecenzat. Nu, nu avem doamna vice. Dar este reacția, că m-am autorecenzat. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre? Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, Mocoi, Mocoi, Simon, Vasilica, mi-a zis că lasă pe privată de punte de Deci,
Prima propunere. Domnul Crăciun, ce le propune pe camisetele de ședință pe domnul Sfântul Daniel? Cine este pentru? Rapid, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 și cu mocoi 7. Nu este pentru Sfântul Daniel. Pentru Sfântul Daniel. 6-i bătă. 6-i bătă. 6-i bătă. 6-i bătă. Acum. Da, doamna, pe cine a voi, puneți contra cu voi, cu contra așa.
vecinul. Băi, așa este, vă dau salariul, nu vă tai. Așa este, vă dau salariul, nu vă tai. Depunerea proiectului pe AFM de Agenția Mediului. Depunerele o să fie de data de 18, este prima zi când o să fie depuse. Noi avem toată documentația făcută, avem nevoie de hotărârea de Consiliul Local. De asta am și suplimentat-o acum, că am primit draft de hotărâre. Le-am făcut în ultima clipă, doamna de la achiziție, ne-a făcut materialul și l-am prezentat, l-am prezentat în masă. Este vorba de iluminatul public în Comuna Livez, care sperăm noi să-și obținem. Cum s-a obținut și dispensarul ăla, am discutat, avem proiectul, este în faza de licitație la CNI, este un proiect foarte important, este vorba de sănătatea cetățenilor, cu lucruri corecte, concrete. Până pe data de 9 va fi licitația la CNI. Da, domnul Giu, e ok. E important că lucrurile care le fac să văd, sunt lucruri corecte, sunt lucruri făcute. Dar care mi-e făcut? Dar ce-i făcut? Nu este, sănătatea mea este importantă. Dar ce-i făcut? Ca să fie sănătatea mea să fie apă, domnule, să fie domnul. Hai să fie ceapă, auta. Nu, cu să iau. Da, hai, prins. Am, pe parcursul am mai apă, ce-ați făcut? E bine, e bun proiectul ăsta. Care trebuie? Eu n-am avut niciodată, nu știu, da. Eu știu ce fac, fac totul, încerc să fac totul legal și corect, da? Dacă vorbim și vă luați la mișto cu un dispensar care va fi nou, utilat, cu apartamente și echipamente care vine medicul și intră direct la treabă, e o problemă, dar știu că vă dor lucrurile astea. Vă dor lucrurile astea, da? Nu, dar să-ți dea cu de urmă, nu fac. Să fim, da? 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 Să fim, da?
Deci cu ce ești pe votul pe nu fost de ce nu spuneam mie, că spuneam și de ce. Să fii noi bătut, au soapă. Dar din urmă, mi le-a plăcat în toată în ajutor. Dar ești ceva, grație, ai vorba din divers. Dar nu ești eu. Cine te-a făcut ceva? Divers, mi le-a. Domnul, am fost tot așa. Pot să mă scriu și eu înaintea dumneavoastră? Da. Și să spun că mă plâng de lipsa apei de o lună de zi. Felicitări, domnule. Vreau să o spun în plen aici, că nu știu ce se întâmplă. Este probabil un sistem mecanic care nu funcționează. Eu vă spuneam că nu sunt, nu știu, m-am săturat să cară apa de domnul fiecare zi. Bun. Vă mulțumesc frumos. Nu, pentru că mai rechești un lucru. Și spun și eu felul acum. Vă rog din suflet să spuneți domnul Busioc. Asta mă iertați, mulțumesc frumos. Da, mulțumesc frumos. Doresc să întreb domnul primar ce soluție are, ce am să trebuie la lucrurile diverse, să nu mai vorbim din trecut, să vorbim doar de viitor, soluții pentru apa. Și al doilea punct din care am nou farme, eu aș dori un raport de activitate a doamnei viceprimar, în timp de felicitări. Eu nu am numit doamna persoană în Crășan, dar ca viceprimar, eu sincer, o zic, nu se mulțumesc. Vă mulțumesc. Cum îmi poate nici să nu trebuie să vedem? Populație! Da, hai să scriem tot la Domnul și o am făcut la Domnul. Da. Așa. După Domnul Bosioc, cine e? Eu. Domnul Sărgiu. Hai să știu. Domnul Sărgiu sau Domnul Peretele? Sărgiu. Da, e posibil din multe. Am studiat cu atenție, atât că m-a interesat monitorul oficial al României prin care s-a publicat acele alocări de sume. Poate cu asta ar trebui să înceapă domnul primar să spună că la pomul Lăudar nu te duci niciodată cu sacul, de la mare proiect al nostru de 300 și ceva de miliarde de euro. Cu podețile de poduri la fiecare gospodărie din Valea Reală s-a ajuns, de fapt, și-a primit doar 9 milioane de lei, adică 90 de miliarde de lei. Ce va face? Va două poduri? Dar... Că nu știu asta. Ar vrea să nu fim purtați de iluzia faptului că acești bani avem în dulap acolo sau că mâine ne putem apuca de treabă. Acești bani sunt publicați pentru hotărâri de guvern. E un program, Angel Salini, se pare că băieții au fost mai esteți, au dat un nume de inginer, constructor, ca să nu mai fie criticat sau să se confunde cu PNL, PNDL, cum a fost. Deci, e aceeași mărie, doar cu altul bărării, cum a fost PNDL 1, PNDL 2, doar că acum este Angel Salini. Dar, așa cum vă spuneam, la pomul Lăudar nu o să mergem niciodată cu sapul. De aici și până la punerea în opera proiectului, va fi un drum foarte lung. Știu asta pentru că am muncit la astfel de proiecte și, din păcate, o spun cu durere în suflet, că nici până la această dată, nici măcar PNDL 1, nu este pus în opera. Nu mai vorbim de proiectul PNDL 2. Poftiți? Doar la nivel nu merge. Lăsați-mi să întâlnim ideea și la fel. Exact. PNDL2, un proiect pe care l-am lăsat în această primărie, aprobat cu finanțare, cu toate documentele aprobate, corect, inclusiv licitație făcută, bineînțeles, a făcut în perioada când era primată de departorul din Consorie. Dar, din păcate, când s-a ajuns la punerea lui în operă, ne-am trezit cu faptul că o persoană angajată prin contract de prestări serviciile de domnul primar a făcut așa de bine o
o licitație încât, mă repet, am ajuns cu una de nesuflet. Deci s-a scos la licitație un proiect, fără o expertiză tehnică valabilă, lucruri care trebuiau știute. Nu știu, nu mă bag în lucruri, n-aș vrea. E părerea mea și doar atât. Mare lucru că acolo nu mirosea chiar așa bine, deci o lucrare sau un proiect care a fost, poate, eu știu, contractat așa pe sub mână. Din motivul ăsta nici nu s-a mai făcut. Deci, prin urmare, cred că s-a și reziliat. Știu asta că am luat un document în mână pe la... Ne punea pe noi, la vremea respectivă, să facem o altă expertiză, lucru care era total fals. Nu puteam să facem o expertiză după ce s-a licitat. Expertiza trebuia să fie înainte de licitație, înainte de omul a semnat un document, un contract de execuție a lucrării pe anumite valori, expertiza modificat valorile. Ca să înțelegeți cum s-au făcut lucrările de licitație. Constructorul nu a mai... Ne-a spus faptul, domnule, ar fi mai bine să reziliem acel contract ca să nu intrați la pușcărie. Nu că intrăm noi, o să intrați dumneavoastră, nu știu cine vă licitați. Dovadă că acel proiect, nici după, cred că 3 ani de zile, nici la ora asta nu este. Deci acolo sunt 50 de miliarde de lei, da. În ora, și sunt 90. Dar acolo era un proiect, sunt de o lungime de 5. Aproape 6 km, 5 km și ceva de străzi, de toate străduțele mari, mă dătate. Prăjoarță, aici. Sunt prinse pentru modernizare. Oamenii așteaptă de atunci. Așteaptă în pătrână și nu mai întreabă. Dar ce s-a mai întâmplat la proiect? Ce s-a întâmplat? În păcate, stai. Mare mi-e teama că și cu Angel Salinii se va întâmpla la fel. Da, dar proiectul ăla încă nu se va întâmpla la fel. Dacă s-a întâmplat acesta, aplicați-vă cu toată dăruirea și faceți lucrurile, ca să avem și noi cu ce ne mândim până la urmă oamenii în comunitatea asta, nu doar să ne răutăm pierderea. Asta vis-a-vis de Angel Salini și vis-a-vis de vestea asta care a venit. Nu mai spun de faptul că mare majoritatea comunilor de pe lângă noi, deci au primit maxim. 30 de maxim, posibil. Deci, ce mai e? 9-32, cum faci? Dintre comunile care au primit... Cine făcea aici? A depus proiectul. Vis-a-vis de activitatea domnului primar. Eu am fost omul care... Am apreciat, am zis că hai să dăm o șansă, hai să spunem că, da, ca la noi la mine, da, bun, ghițim și pe asta merge mai departe, dar se pare că din ce în ce lucrurile s-au profundat și nemulțumirea cetățenilor a început să apară din această timp. Mai ales în această vară fierbinte, când n-am văzut nicio inițiativă, n-am văzut niciun afiș pus pentru un sat, dar avem probleme cu apă, s-a întâmplat lucrul acesta, avem nu știu ce, sau... Să facem altfel. Așa cum spun colegii, s-au făcut alte lucruri, vrei și să mânți și așa mai departe. Nu spun că și asta va fi important, dar nu cred că un edil ar trebui să facă lucrul acesta. Îmi pare rău că o echipă de consilieri care ar trebui, tânără, care ar trebui să impulsioneze activitatea administrației publice, să lasă contacti de, eu știu eu, poate nu știu dacă sunt amenințări de partea președintelui partid, care știm foarte bine că, pentru că așa se practică, ia un salariu cu un șef aici, soția lui este consiliera viceprimăriței, ia un salariu, probabil de teama că își pierd posturile, oamenii nu vorbesc, haideți să intrăm într-o normalitate. Că dacă nu facem lucrul ăsta, degeaba strigăm, Giulia a fost un loț, Giulia a fost un postor, Giulia a fost nu știu ce, nu o să facem niciodată. Vă spun asta, mă doare sufletul de comunitatea asta, îmi pare rău că nu se poate face mai mult. Cât am fost, am făcut cât am putut, din păcate, da, am tras-o pentru ceea ce n-am reușit să fac, îmi doresc mai mult, asta este viața. Deci, vă doresc succes, mergeți mai departe, dar faceți treabă, pentru că în continuare comunitatea așa. Vă mulțumesc. Da. Și mai am o problemă, scuzați. Televiziunea, dacă tot este aici, postați ședințele, nu numai pe alea plăcute pentru conducere. Postați-le pe toate, că de asta nu cred că se strică caseta la fiecare filmare când se aduc critici administrației locale. Dacă se întâmplă asta, este un lucru urât. Nu se cere îngrijirea la bugetul de anul următor, cu sănătate să se da? Da, asta ca să... Mai lițești în volumă? Ce dacă ai și mai era o problemă cu care trebuia să încerc și aș vrea să ne spună domnul secretar dacă domnul primar este obligat prin lege ca lună de lună să facă ședințe ordinare.
Eu din câte știu. Un comunului administrativ, primarul comunului Ivescu, convoacă ședințele lunare. Ordinare. Mă interesează ședințele ordinare. Este obligat primarul să organizeze în fiecare lună ședință ordinară sau el vine cu extraordinar de asta la sfârșit? Dar sunt și anumite elemente. Nu, patru nu se poate. O ședință ordinară este obligatorie. Patru extraordinare nu se poate. Sau nu? Nu se poate. Patru extraordinare și niciuna ordinară nu se poate. Nu există. Deci am avut luni de zile în care am avut, așa cum spune Iculescu, patru extraordinare și niciuna ordinară. Eu, din câte știu, nu miroase frumos în lupa ședință ordinară. Primarul este obligat din ei. Da, asta e. După Costea. Hai, eu după Costea. Lăsă cum este. Lăsă cum este. Să mă refer la dumneavoastră. În legătură cu PNDR 1-2, dacă s-a pierdut finanțarea, și vă rog să spuneți care este motivul pentru care nu putem să, n-am putut finanța, sau de ce nu putem finaliza aceste două lucruri? Vă rog. Da? Am o întrebare. Domnul primar, dacă astăzi există, dacă în visteria primării există bani, cine ar împiedica să vă propun un proiect de hotărâre, că sunt sigur că va trece prin Consiliul Local, ca să mai face doar un pus de... Am făcut un proiect. Ca să rezolvăm problema asta cu apa. Eu v-aș vrea că vreau să încercăm să facem ceva. Veniți cu un proiect de hotărâre, beton, mi s-a filmat. Haideți să vedeți o apă sfârșită. Nu doar să nu discutăm. Nu cred că se poate. Dacă sunt bani, de ce nu s-ar putea face? Eu am vorbit, vă spun sincer, nu dau numele, cu cineva și noi, dacă cineva îmi cere să fac treaba asta, eu pot să fac treaba asta, dar să mi se pune un constructor. Dar nu, stai aici. Dar haideți să încercăm să facem ceva. Omul vrea să lucreze. Hai să încercăm să pun la dispoziție dacă să rezolvăm problema apei. E o mare problemă, să știți. N-am să spun acum despre apă politică, știu că se ieșe din toată țara. Dar totuși, cred că avem o portiță pe care noi suntem într-o zonă în care cred că încă se mai găsește apă ca să primim apă de la apă. Deci, revenim la Adia Salini. Atâta mare tantan de la Șadrăca și spunea proiecte cu Livezu, deci era numai Livezu, deci nu avea treabă după comună. Face podeți la fiecare, până la urmă s-a devenit două poduri să facă. Fără asfaltat, fără nimic și câteva dinii, regularizări de apă. În astea mari, 9 milioane, care sunt lui Dumnezeu. Asta e realizarea, mare realizare. Ea, cum v-au vorbit, ați pierdut două proiecte care nu le-a dus la deplinire, știm de ce, ați licitat, ați participat, dumneavoastră ați semnat contractul, dumneavoastră ați pierdut. Să fim, nu mai avem altul. Așa, referitor, de ce s-a intervenit sub traversare în zona Orșii, acum la Pantalonul, tot mai jos, s-a făcut sub traversare din conductă de pe partea lungă, pe partea... Exact locația. Locație, vă spun exact, vă spun strada Mietră, porțiunea de jos, Marius Bobot, până acolo. Este făcută... E sub podezul arabă. Exact. În fine. De cine a intervenit? Întrucât că sunt două... Că să mai Livezu, să ai exact. Așa pe partea asta. Nu. Că ai să intervenit pe proiect. Dar dacă tot a trebuit să intervine, de ce nu s-a făcut sus? E un intrat că pompa și dacă rețea, ca să aibă și cetățimile așa care coboară. Sau s-a făcut prea multă persoană, că acolo este consilierul dumneavoastră. Aici este treaba de penal. Mai grav este, acea persoană, că nu o să dau nume, cineva în numele lor merg prin sat și strângă bani, m-a sunat. Că se dea 50 de lei pentru s-a intervenit și s-a făcut acolo muncit și s-a făcut branșada. Deci, dacă dumneavoastră aveți cunoștință, este foarte grav. Că s-au umblat rețeaua de-aia. Întrucât proiectul are două rețele și vă face treaba. De ce se făcut proiectul ăla? Nu înțeleg. Deci, este foarte, foarte, foarte grav pe nasă. Domnul Codar, Bărăneasă, nu știu. Da? Este un mod să întreabă cetățenii, Bărăneasă, să facă ceva. Să-i explicăm și la... Nu știu, mai bine un bandat. Nu vorbește nimic. Da, acum, dar sunt multe lume, mă lasă. Mai vorbesc. Da? Prea mult de vreau să-mi spun. Legat de problema apei și eu am
acea doleanță, că e o perioadă foarte îndelungată în care nu a fost apă. La ultima ședință care am avut-o, după o ședință, am avut o discuție, era cu domnul Sărăbiu de față și doamna Vice, în care am spus să fac alimentarea periodică, deci pe site-ul primăriei, să încercăm să înștiințăm, domnule, astăzi are apă Prăjoaia, Scăriga, Poiană, mâine are apă Bălăneasa și Liveziu, poimine are apă Orășa și, mă rog, răspunsul lui Nelu Stan a fost nu se poate, că era și el de față cu noi, așa, nu se poate, nu știu de ce, pentru că mie da, nu știu, nu pot să vă spun. Iar, da, natura a ținut cu noi și azi noaptea a plouat un pic și astăzi, dar asta nu înseamnă că rezolvăm problema secetei. Având în vedere că fântânile au dispărut, au dispărut că au secat, au dispărut că s-au stricat și nu au mai fost întreținute, unele au fost accident gen la colț, la drumul Mării și pe vremea era Gabi Coacă, au acoperit-o ca să nu devină un risc, da. Așa, la școală nu mai e funcțională la Orșa, eu discut de satul Orșa, dar e valabil și pentru celelalte sate. Nu sunt fântâni, oamenii nu au posibilitatea de unde pârâile au săcat. Nu au apă. Nu au de unde da apă la animale. Deci noi avem o unitate de pompieri aici. Am putea face în așa fel, nu știu, asta e părerea mea, dacă credeți că este sustenibilă, să aprovizionăm, domnule, să ducem mașina cu apă și dăm găleți în bidoane la fiecare om să-și ia 4-5 găleți să se spere. Dacă e o problemă, că nu este apă. Deci suntem cu toții conștienți că îi secetă și nu este apă. Nu este apă. Haideți să venim în sprijin. Sunt persoane care au 60-70 de ani. Vă garantez eu că ăla, dacă nu are o fântână la 100-200 de metri și are o pensie din 8 milioane sau 10 milioane, nu-și permite să-i dea la unul cu căruța, ducă să-i aducă apă de la loc să dea la un porc sau la nu știu ce are un gospodărie sau să se spere. Deci, nu știu, trebuie să încercăm să găsim o soluție, să ajutăm cetățenii care sunt în imposibilitatea de a se descurca singur. Cei care au mașini să duc la porte, așa au bidoane, mai fac, nu se mai descurcă, dar sunt persoane care sunt în vârstă și tot avem unitatea asta de pompieri. Am putea cere ajutor, nu știu, zic și eu, eu nu, deci vin cu o propunere, dumneavoastră care sunteți în măsură, știți dacă se poate lua măsuri sau nu. Iar asta eu cred că s-ar putea face totuși ceva, să se dea periodic, dacă e dintr-o sursă de apă, unde avem gena aia de la lungul, cum zic domnule, să se dea în toate părțile de acolo, pe Livez și pe Orșa, de la, am înțeles că la Livez sus este un cămin care cineva o pune la vin la magazin și îl sparg de înainte. Adică cum? 10 case până la biserică au apă și noi stăm cu închis robinetul de acolo. De unde? De la lungul, de undeva de sus. Eu vă spun cum e că... Ce că este o traversare de la lungul care... Nu, așa, dar este... Deci eu vă spun că vin în contact cu oamenii și sunt foarte nemulțumiți de situația asta cu apă. Asta este propunerea mea. Dumneavoastră analizați. Dacă credeți că putem ajuta populația în vreun fel? Da. Asta am avut de zis. Asta e o urgență. Dar până la finalizarea unor lucrări de anvergura asta, haideți, nu se ceta ei la noi, acum. Da, scuzați să intervin, eu vreau chiar vorbesc în sprijinul domnului. Da. Deci așa cum o secată pădânele, o secat și greu. Știți că de nu vorbesc tot apii de suprafață. Atâta timp cât o secat în raie și o secat și stați două, o lăsat cu un nivel minim în istorie, putem să spun dacă ați văzut câteva, nu mai poate la așa. Deci și drenul mi-a scoat și acolo, unde era debitul, v-am spus așa cum s-a asigurat aici, era în 2006, când a fost proiectat. Acum nu este nici la un sfert din sfert, vă spun. Nu. Soluția este să facem acele de acord, dar cu asta gestionarea abia atât cât asta este. Ceva. Și
și gestionarea asta, la faptul că nu am intrat printre oameni să-i ținim la primul lucrurile astea, eu plătesc. Am scăpat, am delegat atenția lui consilierul acum, nu știi când e instalația. Nu, discutam cu niște persoane fără apă mei. S-a mai rezolvat problema? Da, simt, mă, cum am mai pus acolo? Adică de mult nu vede, eu adică nu am trebuit de mine. Haideți să vă răspund, dacă vreți să mă ascultați, da. Îmi cer scuze de disconfortul creat de apă. Apa este o problemă. Problema nu este numai la Lies, loc. Este o problemă generală. Asta nu înseamnă că eu nu mai sunt ceea ce populația cere și asta o trăiesc și eu. Pentru că eu locuiesc cu aceleași probleme. Cu apa și cu bun. Pentru, cum a solicitat doamna consilier, și este un lucru normal, să ghide și dăm pe anumite sectoare. Nu putem. Pentru că iar revenim și iar nu vreau să mai vorbesc. Nu-i greșeală, nu este... Sistemul este un monobloc, așa este... Da, dar haideți, lăsați-mă să termin. Nu-i doar pentru că și este mai asemenea. Deci acest sistem de alimentare cu apă, nu putem izola pe anumite zone. Este unitar. Eu nu pot să mă... Asta ar fi cea mai bună soluție. E principiul baselor comunitar, ca să zic. Se umple sus, are apă la comuna. Nu se umple... Sunt zonele care sunt jos. Deci zona cea mai de jos sat este satul Prăjoros, care întotdeauna a avut apă. Ai venit la pompa de la Lungu. Pompa de la Lungu merge spre Oșa, că vrei că nu vrei să înțeapă undeva, în zona pe apa se duce în Oșa. E un lucru bun. Este ok, cel puțin am pe zona respectivă cât va de pompa. Vălăneasă. Tocmai de asta s-a făcut supraversarea ca să intri să comunice și cu partea aia. Da, dar știți de ea? Bun. Deci... Păi nu trebuie să știți de ea, ca să văd ce mi l-am făcut cu cea părere. Dom'le, asta v-am spus, pentru asta este făcut. Discutăm după, dacă vreți. Asta nu trebuie, ceva este rău. Deci asta este problema care eu, iarăși pentru că am venit și am preluat un sistem, nu l-am făcut eu. Tocmai de asta am venit și am bătut moneda și domnul Costa și nu vorbim de ședință. Asta voiam să întreb. Dacă aia este vrăjeală. Este vrăjeală când s-a renunțat la vot. Degeaba ne dăm noi că... Este vrăjeală. Nu trebuia să accepte beneficiarul, clar. Că au venit, da, și când a semnat, era trecut acolo. Primarul Bucurel, vezi, care era singur într-o parte. Aia erau toți și un pic stupătător. Da, închide subiectul. Mergem pe chestia de a izola, așa îmi cer oameni, că așa este normal și așa ar fi fost normal. Dom'le, facem un program și spunem așa, bă, la neasă are luni, brivezul marță, brivezul, nu știu câte. Nu pot să fac lucrul ăsta oameni. Pentru că n-au îndemnul aceea, sistemul să fi fost închis pe anumite zone. Dacă este o avarie, să vă spun o chestie simplă. Dacă este o avarie la Poiana, eu trebuie să închid la Prajoaia, vă dați seama. Închid Prăjoaia, Scăriga și Poiana pentru că s-o soară la nenea nu știu ce. Uite și domnul Sluciu, dacă poate să confirme altceva, cum e posibil cu o avare pe o uliță să închid trei sate? Închid trei sate, să duci toată apa de pe zestrea conductei ca să poți facă lucrarea, da? Ca să vă explic în amănunt ce înseamnă sistem. Scap toată apa, pompele rămân în momentul când bag presiunii, crapă conductul. De ce se întâmplă? În momentul când e rostat și timpul presiunii pe pompe, când n-am ce să-i fac, nici n-am, cum să vă zic, rijlar, e o chestie tehnică, un vas care nu mai revine să poată să vină înapoi. Deschide pe o parte și nu mai vine presiunea. El nu avea acele piese care erau normale în acel sistem. Să ne oprească scumpite. Ia să puce și un lucru conduct. Dacă nu băga presiune între Scăriga, Prăjoaia, Zăsul, tot timpul, avem probleme. Normal că forțăm pompele. Pompa este forțată, este supra încărcată. Dar eu vă spun, în ce spus în fața voastră și a cetățenilor, de acest sistem nu le asum, și cu bune și cu rele, încercăm să facem. Iar ceea ce înseamnă puțuri, am discutat cu o firmă de la Pomărești care se ocupă cu așa ceva, care a făcut sistemul de alimentare la Săgulet, cu puțuri furate, cu puțuri de bani adâncini, și cu studii hidro, nu poți să te duci, trebuie să ai studii hidro să-mi spună că ai. Eu nu pot să mă duc să fac o săpătură, să plătesc o firmă miliarde și să nu găsesc capă, că sunt nebun. Da. În față trebuie să ai niște documente. Și de asta și tac și vă spun, eu sunt un om asumat.
Cetățenii trebuie să înțeleagă și voi trebuie să înțelegeți. Uite, dacă vă explic așa, înțelegeți tot. Nu poți să ies la fiecare nu să-i studole, nu poți să fie trei. Uite, discutăm în ședința de consiliu. Oamenii ăștia au lucrat, problema a fost și la ei. Să nu credeți că o mers. Acum e perioada și biserică. Și ceea ce se întâmplă cu nu putem opri. În afară de asta, consumul. Cei care au. Ude exact ce discutam. Ude găsești prin forum exact ce spunea domnul Creciu, pentru că eu știu situația de la el. Se duceai găsa autobus în dărbile în grădină la forum, nu mai băga legumele. Și când le spunea domnule, mai o plătesc. Corect, din poți să-i spui, eu o plătesc. Dar nu ne mai gândim, vorbim aici de respect față de noi înșine, față de vecinii noștri, față de concetățenii noștri din comun. Aici trebuie lucrat. Eu nu am pârghit și mă repet, cu acest sistem să-l pun. La 4 dimineața am fost la pompe, la 10 seara am fost la pompe. Am pus om de primărie să stea pe cei de la mentenanță, să-i urmărească dacă sunt acele piese puse. Iar deși își montează pompa și îmi spune, nu pot eu să ajung, trimit de electricitate. Adică sunt niște lucruri și am încercat să duc cât pot acest sistem. Mi l-a spus, pentru când vii undeva, îți iei și active și pasive. Eu nu sunt om care nu sunt responsabil. Vă să întreb și eu ceva. Da, domnule. Pe viitor, la cum a zis, cum e proiectul, ceea ce le țin eu, este că proiectul e făcut în așa fel încât să suportați intervenția asupra lui, nu? Adică ați spus că în momentul în care se întâmplă avarii, trebuie să suporte 3-4 sate. Da. Deci proiectul, când a făcut, fost făcut deodată, n-a fost făcut pe intervenție. De exemplu, că avem apa în Bălăneață, s-a făcut, este o avarie pe Orșa, suportă coloana Bălăneață, adică este Orșa și atât, și Valerea, nu? Așa. Așa ar fi trebuit, nu? Și se poate. O să intervin și eu. Să intervin. Eu asta am vrut să știu. Înseamnă că nu avem un proiect conform de atunci făcut odată pe intervenție. Adică în momentul în care... Nu a fost beneficiar. El a fost făcut pe sistem direct. Nu a fost. Bolo, bolo. De ce să faci ăla? Nu poți să oprești undeva, să spun bă, opresc aia. Nici măcar la capătul la uliță. Deci, practic, proiectul o trebuie luat de la sine. Deci, știți, ca să vă spun, oprit tot. Adică ar însemna un alt zi și începem din nou cu branșamente, cu verificări, contracte. Adică nu știu ce, nu știu ce ar însemna. Da, tot un specialist îmi spune, domnule, cât ar dura eu asta deduc. Eu asta deduc, având în vedere că sunt normale defecturile alea. Și numai că este un problem în momentul în care tu ai o problemă la Prăjoare și 3-4 sate care nu au nicio treabă cu zona aia, pierd apă, bluzea asta în care sunt probleme și la umplerea sistemului. De asta e o problemă foarte grea. Nu e cuvântaș la program. Vă mai spun eu cum se face. Vorbim la, nu trebuie să intervii tot sistemul, dar nu am numit în lucru. Odată că am făcut o captare și am pus robinet și închid, se poate să ieși în partea asta. Putem să izolați și de la pod. Se poate izola și de la pod. Se poate la scările, toate se poate, dar nu trebuie intervii. Așa, nu știu, așa cum ai făcut problema mea. Nu mai e tema ce s-a făcut. Domnul primar, dar și mă spune. Lăsați-mă să vorbim și eu dacă v-am lăsat la aveți respect, pentru că nu aveți respect, nu face mine niciun, niciodată. Hai să înțelegi. Niciodată, pentru că nu aveți respect niciun. Vorbiți voi și știți cu toată. Păi vă că niciodată nu aveți respect. Păi gata, așa nu da, vă spun să poate intre. Iar apă, vă spun chestia apă de suprafață cât vreți aici în jos. Unde am făcut captarea aia, deci care se vede la, care e de la Costul Ceap. Este apă de suprafață cât doriți, biceți vă să vedeți. Puteți să mergeți oricine, să mergeți în laștere, să fac rog. Deci se poate capta atâtea izvoare de apă fără puțul de mare adâncime. Deci avem apă. Avem apă. Și iar cu referitor la toate instalații se poate face intervenit pe punctual. Atât cum am intervenit eu pe punctual și am putut izola, se poate face. Nu trebuie să o luăm de la capă să scoatem țara din pământ. E o prostie gravă. Nu, eu... E o prostie gravă. Anumite, că mine, cu recalător de presiune, și simplu, se poate rezolva probleme pe fiecare parte. Robinete și se închide, se izolează. Atunci nu mai sunt probleme. Eu, din toate discuțiile care au fost, eu am tras o concluzie că ar fi problemă de sistem, nu neapărat de apă în sine. Că apa putea fi raționalizată și... Exact, da. exact. Dacă, din ceea ce observ, exact. La cum este proiectul? La primele a fost prost. Nu se poate crea un sistem interventiv. Adică am o problemă. Da, deci, practic, proiectul de infrastructură trebuie reactualizat. Exact. Păi asta am spus eu până acum, dacă îl facem, stăm și așteptăm și numai dăm vina, nu facem nimic. Doar problema a fost, de ce nu s-a făcut treaba asta atunci? A
Așa cum spuneți, de tot, să trebuie să se el a fost cu renunțarea lui captare, dar sistemul ce a făcut din cădere, că el a fost făcut și a fost din șantier, a fost comuns. El va fi probleme tot timpul dacă nu se intervine și poate intervine rapid. Eu ușa sunt amul de copii. Eu își fac și o captare și stă izolat. Păi nu știți vă să vedeți cum se poate izola. Adică de ce nu poți să faci dacă nu vrei? Intervin. La fiecare sat. Așa. Nu se poate pune un sufacul de unisens pentru bănănească. Pune un sufacul. Cum să nu se poate pune, mă, frate? Așa, așa se poate. Dar cum se poate? Adică ați poate înțeleva din bănân, așa ați facem alt proiect. Nu, cetățenii că nu se poate face. De 2 ani cât am dat primar, putea să rezolvăm problema. Sigur. Nu se avem apă. Dacă mergem cu proasta gestionare, nu o să avem. Apa avem, dar nu putem să o dăm. Hai, dacă mergem cu prostii, e prostii. Ca să așteptăm 10 ani ca să vină cineva, dar să poată să facă dreapta. Nu se face dreapta, nu se intervin. Deci, zi-o de duminică, nu se face bani, în anumit. Dar cine îl zic, domnul? Nu știu. Deci, nu se face bani la lăbesc. Eu fac acest caz, nu. Sisteme merge. În momentul de față, merge când urcăm mașini, toate copile sunt corne. Și merge și cu toate de comunia, și merge și cu mașini. Asta e diferența. Poate, ajunge la Căjoaia. Ajunge la Căjoaia. Se poate la zone, zone care se opri. La Căjoaia. Nu te bag la biserica Adventist, era un camin de emisire. Nu s-a făcut camin, nu am mai